Vă invit să ne ridicăm în picioare și cu respect să ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei În această seară din capitolul al 16-lea de la versetul 13 la versetul 20 Preciem puțin uh, liniștea dumneavoastră uh, alături de prezența dumneavoastră înaintea Domnului și de prezența Domnului în mijlocul nostru în această seară Matei capitolul 16 de la versetele 13 până la versetul 20 Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru drept răspuns i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheia împărăției cerurilor. Și orice le vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că el este Hristosul Amin. Vă invit să ocupați locurile. Aș vrea să spun în această seară că ar fi o pretenție prea mare de la un muritor, de la un om de rând, să poată să cuprindă într-un timp limitat ceea ce înseamnă Biserica lui Iisus Hristos. De aceea aș vrea să fie bineînțeleasă intenția acestui mesaj de a prezenta câteva lucruri care țin de biserica locală și care țin de biserica contemporană sau mai bine spus de biserica din vremurile noastre. Când spunem biserică, Cuvântul acesta vine din un cuvânt folosit de grecii vechi care însemna Eclesia, care definea o adunare de oameni care ieșea din mulțime cu scopuri bine definite. Unii ieșeau din mulțime datorită scopurilor politice, religioase sau sociale, iar atunci când credincioșii au început să creadă în Isus Hristos, când au început să-L mărturisească pe Isus Hristos, ei au ieșit din comportamentul lumii, dar au ieșit și din lumea iudaică, care era bine răspândită atunci în Imperiu, și bineînțeles că au fost puși repede sub numele de Eclesia, de gruparea acestor oameni care se adună cu scopurile lor, se adună pentru întâlnirile lor. Cuvântul biserică, noi îl știm din contextul nostru și dăm o conotație foarte, foarte spirituală. El are o conotație și socială. Însă... Nu aceasta este ideea pe care trebuie să o insistăm foarte mult în această seară. Când vorbim despre biserică, despre termenul acesta este cel mai frecvent acordat bisericii în Noul Testament. Și când spunem biserică, ne referim la biserica noastră locală. Scripturile validează o grupare de oameni dintr-un anumit timp, dintr-un anumit oraș, care se adună sub aceeași credință ca biserică. De aceea găsim scris în Cartea Corinteni către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint. Întrebarea mea, biserica era numai în Corint? Nu era numai în Corint, erau și orașele celelalte ale Imperiului care aveau biserici, cărora apostolul le-a trimis epistole. Dar în accepțiunea Scripturii, Dumnezeu ne permite să punem numele și să ne purtăm, să mergem sub această marcă a bisericii lui Dumnezeu, bisericii lui Iisus Hristos. De asemenea, când spunem biserică, ne referim la mai multe sensuri, este biserica universală a lui Iisus Hristos, biserica lui Dumnezeu, care se referă la mulțimea credincioșilor din toate timpurile, de toate rasele, care îl acceptă pe Isus Hristos ca Mântuitor. Și mai departe de aceasta nu are rost să intrăm, ar fi lucrurile prea detaliate, însă, pentru o prezentare generală a ceea ce vrea să fie Biserica. De aceea, noi ne putem legitima că suntem membri, frecventăm Biserica Elim din Atlanta. Este un uh, nume legitim. Uh, biserica este, spune Scriptura, uh, spunea Domnul Isus Hristos în acest pasaj, este Biserica mea, biserica lui. Preiviților, dacă e să citim mai bine în Noul Testament, Apostolul Pavel vorbește despre foarte mult despre biserica lui Dumnezeu. Și folosește această expresie, biserica lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, la rândul lui, vorbea despre biserica lui. Dacă e să mergem un pas mai departe și ajungem în Cartea Corinteni, în biserica din Corint, erau manifestate darurile cui? Ale Duhului Sfânt. Prin urmare, biserica în care noi trăim, în care noi ne ducem viața pentru a ne mântui sufletele, este o intervenție, are parte de o intervenție constantă a lui Dumnezeu Tatăl, a Fiului și a Duhului Sfânt. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Acolo unde o biserică are obstrucționate aceste intervenții, Acolo unde o biserică își pierde manifestarea Duhului Sfânt prin daruri și prin slujbe, gruparea aceea care se poartă sub numele de biserică merită să-și evalueze credința. Pentru că o biserică autentică are de a face cu Trinitatea lui Dumnezeu. În manifestarea ei zilnică atâta vreme cât este la închinare sau atâta vreme cât biserica nu este la închinare. Noi nu ne numim biserică doar când am ajuns la adresa aceasta, doar când suntem în sanctuarul acesta. Noi ne numim Biserică pentru toată existența noastră. Noi suntem parte din Biserică. Iisus Hristos, Duhul Sfânt și Dumnezeu, vorbesc despre intervenția, despre dacă vreți, într-un anume fel spiritul de ownership, de posesori ai bisericii, a celor care compun biserica. Și în această seară aș dori să subliniez patru aspecte ale bisericii. În primul rând, identitatea bisericii, în al doilea rând, intimitatea bisericii, în al treilea rând, indestructibilitatea bisericii și în ultimul rând, caracterul imaculat al bisericii. Caracterul desăvârșit al bisericii. Pentru că, prea iubiților, biserica este ceea ce Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt, lucrează în mijlocul ei și acolo unde există Dumnezeu, există desăvârșire. De aceea Dumnezeu spunea în vechime, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Prin urmare, scuzele, sunt și eu un pribeag, sunt și eu un păcătos, sunt și eu un om, sunt ascuze, dar nu sunt adevăr și a realitate. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este identitatea Bisericii. O identitate pe care Domnul Isus Hristos o oferă tuturor celor ce compun, fie indivizi sau fie comunitate. Este o identitate oferită. Voi zidi Biserica mea. Atunci când un cetățean, un cetățean dintr-o altă parte devine un cetățean al Statelor Unite, el primește un card de identitate. Aceasta îl reprezintă pe el ca cetățean american. Iar cardul acesta îi se oferă și îi se oferă cu un set de reguli și responsabilități. America este o țară liberă, cu niște ghilimele mai groase ca literele. Dar, în libertatea aceasta, există reguli, pentru că libertatea preaibiților implică principii de funcționare. Ceea ce unii au în cap atunci când spun libertate, îi spun haos. Dar spun haos și îl citesc libertate. Scripturile, când vorbesc despre identitatea bisericii oferită de Isus Hristos, el oferă libertate de sub puterea păcatului și a fără de legii. Dar în momentul când ne-a eliberat de acolo, ne pune împărtășia principiilor sale. Iar identitatea Bisericii pe care Hristos o oferă sunt principii și rânduieli hotărâte de Dumnezeu în scripturi, de-a lungul scripturilor, găsite, explicate și aplicabile. Iar un credincios care stă în adunarea lui Dumnezeu, el primește, dobândește o identitate, dar de asemenea el ocrotește, respectă identitatea aceea. Atunci când Apostolul Pavel vorbea cu Timotei, îi spunea: Dacă voi zăbovi, îți dau câteva reguli, îți dau câteva principii să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Există un mod de comportare după niște reguli, după niște principii. Cum în muzică nu se cântă haotic, cum în oratorie nu se face cum vrea fiecare. Cum Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielilor, casa lui Dumnezeu, prea este caracterizată de principii și rânduieli pe care Dumnezeu le-a așezat pentru toți oamenii și pentru toate timpurile. Aș vrea să vă spun că este o instituție divină care atunci când a fost creată, ea a fost creată să funcționeze din secolul I de la ziua rusaliilor, până în ultima zi a istoriei când va veni Domnul. Nu există, ea nu devine subiectul unor legislații, de-aia biserica nu are nimic de a face cu legislațiile actuale, ea nu este subiectul culturilor și tradițiilor, ea este subiectul principiilor lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să rămânem biserica lui Dumnezeu, biserica lui Iisus Hristos și biserica călăuzită de Duhul Sfânt. Amin. Aceasta compune identitatea noastră. Și atunci când găsim identitatea noastră în biserică, prin scripturi, un lucru nu mai este. Nu mai avem opinii, nu mai avem păreri. Pentru că toți americanii sunt americani, toți românii sunt români. Se legitimează cu un card de identitate. Și scriptura ne spunea despre o comportare în casa lui Dumnezeu, în termenii următori. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Am o întrebare retorică în această seară. Tu ai venit în biserică. Tu ești parte dintr-o biserică. Tu ești parte dintr-o părtășie frățească. Tu vrei să placi lui Dumnezeu? Dacă vrei să placi lui Dumnezeu, însu însușește-ți identitatea pe care Dumnezeu ți-a stabilit-o. Cetățenii americani circulă pe partea stângă. Cetățenii britanici circulă pe partea cealaltă. Și când ajungem să avem de-a face, întrebați-l pe un britanic și pe un american pe care parte să circulă, să vedeți ce discuție apare acolo. De ce? Pentru că există reguli și principii diferite. Pe iubiților, regulile și principiile bisericii, ca să-i păstreze identitatea și ca să-i păstreze și autoritatea, ele nu se negociază, ele devin aceleași pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Domnului. Și că în Scriptura nu se, schimbă, nu se schimbă identitatea bisericii și nimic altceva. În al doilea lucru, aș dori să observați intimitatea bisericii, relația membrilor bisericii. Biserica este un organism, nu organizație. un organism, are organele care îl compun. Și Apostolul Pavel face referință la relația organelor unui corp omenesc și într-o formă așa mai explicită, mai metaforică, spune că nu există niciun mădular, din corpul omenesc, care să-și poată lua autoritatea, să rostească asupra celuilalt mădular lucruri de, care țin de eliminare, care țin de excludere, pentru că nu este în măsură să-i fie autoritar altui mădular, dar este în măsură să slujească și obligat să slujească celălalt mădular. În biserică avem tendința de a ne uita la anumite ierarhii. Și întotdeauna. Dumnezeu a lăsat ierarhie în biserică, dar o ierarhie fără capacitatea de slujire își pierde valoarea. Un om care ajunge într-o uh, slujire oarecare, dacă nu își îndeplinește funcționalitatea pe care Dumnezeu i-a desemnat-o, omul acela afectează intimitatea relației bisericii. De aceea intimitate înseamnă slujire și intimitate înseamnă supunere. Ascultați bine ce spune Scriptura, ca să întăresc ideea inițială și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostol, al doilea proroci, al treilea învățători, al, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cărmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Cine a rânduit aceste daruri, spune Scriptura? Dumnezeu. Nu. No. Același apostol, spune următoarele lucruri, referindu-se de data aceasta la Isus Hristos. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Întrebarea mea logică este, care e diferența între cei care sunt trimiși de Dumnezeu și care e diferența între cei trimiși de Isus Hristos? Sunt unii mai valoroși ca alții și mai proeminent sub nicio formă. Când Dumnezeu ne spune lucrurile acestea, când scripturile consemnează lucrurile acestea, consemnează unul și același lucru. Și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul sunt cei în autoritate să desemneze slujirile. Ei nu vin să se contrazică. Nu este nicăieri nicio uh, interpretare a faptului. Eu sunt un apostol al lui Dumnezeu și al lui Isus Hristos, ci împreună. Există o înțelegere mutuală, o înțelegere respectoasă între tatăl și fiul, care dă daruri și prin Duhul Sfânt sunt exercitate. Tatăl și fiul sunt cei care dăruiesc darurile și slujbele în biserică fiecărui individ. Există, cum spunea fratele David mai devreme, despre acceptarea chemării. O chemare pe care Dumnezeu ți-o oferă și o chemare pe care tu o accepti. Prea iubiților, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne acceptăm chemarea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că chemarea nu este subiectul aprobării noastre. Chemarea este subiectul înțelepciunii lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a știut valorile, Dumnezeu ți-a știut gângăveala, Dumnezeu ți-a știut coardele vocale și în momentul când te-a creat ca ființă umană, Dumnezeu a știut care este slujirea ta și El te-a rânduit să fii ceea ce ești de aceea acceptă și îndeplinește ceea ce ești. Este o problemă de slujire. Dumnezeu dă dalurile și slujirile, iar oamenii sunt cei care le întrebuințează spre zidirea celorlalți. Simplă ecuația. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Erau niște oameni, unii chemați să fie proroci, alții chemați să fie învățători. Erau două grupe distincte prin rânduia la slujirii. Dar ascultați-i ce fac ăștia împreună. Și atunci când slujitorii se unesc împreună, sunt lucruri deosebit de frumoase. În primul rând, ne se dă numele Barnaba, Simeon numit Niger, Lucius din Cirena, Manaen, care fusese, împre... care fusese răcrescut împreună, cu cărmuitorul Irod și Saul și așa mai departe. Oamenii aceștia în biserica din Antiohia s-au unit și au început să slujească lui Dumnezeu. Și au început să slujească biserica. Și în timp ce slujeau, vine un cuvânt profetic și spune în felul următor, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. După ce i-au pus deoparte, după ce s-au rugat pentru ei, spune Scriptura că le-a dat drumul și oamenii aceștia au intrat sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Și mari oameni al lui Dumnezeu, Barnaba și Saul, pleacă din Antiohia. Știți când? După ce biserica s-a rugat. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să facă biserica Elim, o biserică din care să se ridice slujitorii lui Dumnezeu. Să se ridice slujitori tine oameni care să se ducă înainte, însă se vor ridica atunci când biserica se va sluji în intimitate, respectându-se și aducându-și darul la altar spre zidirea celorlalți. Tot așa, Corinteni 14 cu 12, 1 Corinteni, tot așa și voi, fiindcă răvniți după darurile duhovnicești, să căutați, să le aveți din belșug, înspre ce direcție? Înspre vederea zidirii sufletești a bisericii, Doamne, ajută-ne la aceasta! Înspre vederea zidirii sufletește a bisericii. Cine a rostit cuvintele zidirii bisericii? Iisus Hristos! Ce a spus Apostolul Pavel să facă credincioșii care caută darurile lui Dumnezeu? Să umble în vederea zidirii. Prea iubiților, ceea ce Iisus Hristos a inițiat, ceea ce Iisus Hristos continuă să facă în biserică, este încredințat fiecărui credincios. De aceea spune Scriptura că noi suntem slujitori împreună cu cine? Împreună cu Dumnezeu. Împreună cu Dumnezeu. În momentul acesta, ai înțeles ce importantă e slujirea ta? Ai înțeles cât de mult au nevoie frații de părtășia și de slujirea pe care tu o aduci, de această intimitate? Un alt element în ceea ce înseamnă intimitatea bisericii este supunerea. Mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Despre Simeon ni se spune că era un om care umbla cu frica lui Dumnezeu. Preibiților, în părtășia și în intimitatea bisericii trebuie să existe supunere care este subiectul fricii de Hristos. Cât de mult respectă un om pe Hristos, atâta se va supune autorităților pe care le are deasupra lui. Unii au autoritate familială, alții au autoritate în slujire, sunt mai multe feluri de autoritate care cer supunere, însă supunere este subiectul fricii de Hristos. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu în această seară te cheamă, indiferent prea nu există nimeni în biserică care să aibă autoritate și să nu se supună. Nu există nimeni. Fiecare este rânduit la această supunere Pentru că slujirea se face doar în supunere Un om care nu se supune este un om care nici nu poate să slujească Dar neaplicând aceste lucruri afectează intimitatea bisericii Cel de-al doilea element pe care l-am menționat Pe care l-am dezvoltat în câteva uh, uh, fraze Este acesta, intimitatea bisericii Cel de-al treilea element este indestructibilitatea bisericii Domnul Iisus Hristos în baza înțelegerii lui Petru, folosea această expresie: și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica este indestructibilă. Nu există forță, nu există instituție, nu există organizație care să poată distruge Biserica lui Isus Hristos. Este un lucru lămurit. O spun mileniile, o spun secolele, o spune istoria, o spune omenirea. Însă înainte de acestea o spune Dumnezeu. El a instaurat-o ca să rămână biruitoare, ascultați bine, nu supraviețuitoare. Menirea unei biserici nu este doar să supraviețuiască sau să convețuiască. Menirea unei biserici este să biruiască numele lui Isus Hristos. Aceasta este ceea ce a rânduit Dumnezeu. Preibiților, însă, moartea prin persecuție a venit asupra bisericii. Dar moartea nu înseamnă distrugere. Moartea înseamnă doar moarte. Un om nu este distrus când moare. Biblia vorbește despre credincioșii din Efes în felul următor. Voi erați morți în greșalele și păcatele voastre, dar trăiau fizic. Însă, mai departe, înțelegem din atacul, din persecuția care există în jur, din momeala care există în jur, că diavolul intenționează să întoarcă pe oameni în moartea lor spirituală. De aceea, spunea cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, fricoșii, necredincioșii, scârboșii, ucigașii, stricații, vrăjitorii, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Când diavolul se ridică împotriva bisericii, ceea ce el dorește, dorește moartea a doua, el nu reușește să-i zbutească, luând viața unui credincios, punându-l după gratii ca cei din China, unde milioane de ei sunt după gratii, sau decapitându-i fără nicio rezervă umană, ca în lumea arabă, ci diavolul, Vrea să-ți contamineze sufletul pentru că știe care este pedeapsa. Atunci când vorbim despre caracterul indestructibil al bisericii, vorbim despre atacurile din exterior. Era un om care până la urmă a devenit protectorul și promotorul acestei biserici care s-a ridicat împotriva ei. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. într prin case, lua cu sila pe bărbați, pe femei și arunca în temniță a rețineți bine expresia, făcea prăpăd în biserică, nu din biserică. Din, în cadrul bisericii erau oameni care ajungeau în închisoare, erau oameni care erau persecutați, fie bărbați, fie femei, erau oameni care suferiau. însă biserica mergea mai departe. Pentru că spunea un om al lui Dumnezeu în cursul istoriei, sângele martirilor este sămânța pentru noi ucenici. Biserica lui Isus Hristos, prea iubiților, este indestructibilă atunci când e vorba de atacurile din afară și este indestructibilă atunci când e vorba de alterarea din interior. Ca ființe umane, suntem mântuiți prin Isus Hristos. Suntem salvați de Isus Hristos. Însă, cum vă explicați că sunt credincioși care își alterează credința? Sunt contaminați și din mijlocul părtășiei, ca Dima de altă dată părăsesc pentru că în noi există un proces permanent de perfecționare și vom reveni la aceasta. Doar aș dori să fac o mică prezentare. Cuvântul lui Dumnezeu în epistola către Iuda spune că s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru o sânda aceasta. Oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru străpân și Domn Iisus Hristos. Ce fac oamenii aceștia? S-au strecurat. S-au strecurat în bisericilor. Au pus mâna pe, păr pe biserici întregi. Strecurarea aceasta vorbește despre o strategie, vorbește despre o tactică pe care omului Dumnezeu ne spune tot în cartea lui Iuda, o carte foarte demnă de luată în considerare atunci când este vorba de alterarea credinței, de contaminarea voii și planurilor lui Dumnezeu. Versetul 8 spune, totuși oamenii aceștia târâți de, ascultați bine, visările lor își pângăresc trupul, ne stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Există oameni care nu au chemarea lui Dumnezeu. Sau dacă au avut-o, au disprețuit-o. Dar oamenii aceștia sunt râți de niște visări, de niște aspirații, de niște pretenții, de niște dorințe, care vin și sunt exprimate sub o mască frumoasă biblică. Oamenii aceștia, prea sunt niște oameni care sunt conduși de pofte, de dorințe nelegitime, care vor să altereze părtășia bisericii. Mă rog în această seară Duhului Dumnezeu să protejeze fiecare minte și fiecare inimă din locul acesta. Există această tendință a poftelor din grădina Edenului. La nivelul poftelor, omul a fost vulnerabil. Ar vrea să vă spun că aici, în părtășia bisericii lui Hristos, Trebuie să fim atenți la ceea ce înseamnă poftele. În Cartea Romani 1 cu 27, Scriptura spune că oamenii s-au aprins în poftele lor. Știți ce au făcut aceștia? Au zgândărât poftele care n-aveau ce să le zgândărească. Asta au făcut. Este o acțiune proprie. Ei au făcut-o în mod deliberat. Și au dat naștere scârboșenilor au dat naștere unui desfrâu care ți-e greață să-i rostești. Terminologia. Nu numai că s-au aprins în poftele lor, ascultați ce se întâmplă cu pofta care stăpânește pe un om. Îl vor gâdira urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după ce? După poftele lor. Iată poftele care s-au aprins la nivel corporal și care s-au aprins la nivel de învățătură, la rândul lor devin foarte, foarte active. Ele pun controlul. Noi ne place cu tare învățătură. Noi dictăm următorul lucru. Iată cum poftele, care altădată doar erau zgândărâte, și e vorba de dimensiunea fizică, dar se pot aplica și în dimensiunea spirituală, pun mâna și controlează mai departe. Apoi, controlul acesta se exercită și mai profund și ascultați ce se întâmplă. Apostolul Petru 3, 2, Petru 3 cu 3. Să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori plini de bagiocori care vor trăi cum? După poftele lor. Iată un asalt al poftelor. Oameni care nu-și pot învinge pofta, o poftă hrănită, fie la nivel de învățătură, fie la nivel corporal, iar pofta aceasta când a început să devină foarte puternică prin satisfacerea ei, știți ce face omul? Păi nu mai le păda de biserică, trebuie să găsesc o variantă. Și atunci întoarce Scriptura și o dă înainte și o dă înapoi și o explică cultural și o explică teologic. Dar găsește cumva, cumva, ceva care să își explice faptul că el e mai fir așa, în Duhul lui, dar are intenții bune. Preaibiților, acestea sunt semne a unor pofte care stăpânesc. Iuda 1 cu 16 spune în felul următor, ei sunt niște cărtitori. Nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor Prea iubiților, pofta nu împlinește pe nimeni Dacă o poftă hrănită în viața unui credincios este cultivată, este respectată Rezultatul ei final nu va fi satisfacția Rezultatul ei final va fi nemulțumirea Au fost aici săptămânile trecute niște tineri care se ocupă cu recuperarea altora din, din, din droguri și din mărturiile lor, n-am găsit nici pe unul care a spus, vai ce bine a fost că l-am fost un nenorocit și am făcut tot felul de mizerii. Nu? Pentru că, prea o poftă, ea nu are un scop în sine. Scopul ei este să te, să te, nenorocească. Iar oamenii care se hrănesc după pofte, vin și devin niște nemulțumiți. Pe la nu mai mulțumește nimeni cum cântă, nimeni cum slujește, și este un semn foarte serios. Atunci când se adună nemulțumiri, peste nemulțumiri și deasupra alte nemulțumiri, dacă nu cumva, poate în lăuntrul tău s-a așternut o poftă care vrea să fie hrănită, pentru că în felul acesta... Aș vrea să spun că tu nu vei reuși să distrugi biserica, tu nu vei reuși să faci nimic, dar îți vei reuși să-ți chinui sufletul, vei fi un om frustrat, nemulțumirea este o plagă personală, nemulțumirea este o plagă a unei comunități. Iar oamenii care se hrănesc cu pofte, le aprind, le dau curs, le onorează, rezultatul lor este o stare de permanentă frustrare. Nimic nu-i bun, nimic nu merge, totul se duce de râpă. Prea Biserica lui Iisus Hristos, ascultați bine, nu poate distruge nimeni. Iar dacă cineva are pretenția că are vreo sugestie, în direcția aceasta se înșeală. Este indestructibilă. Soluția este pocăința înaintea lui Dumnezeu. Ultimul aspect din această seară este integritatea bisericii, caracterul ei imaculat. Prea iubiților, Dumnezeu din vechime mi-a spus, Sfiți, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Întrebarea mea este, a pus Dumnezeu vreun standard care să nu poată fi atins unui om? Nu. A pus Dumnezeu în fața unui om vreo cursă peste care omul acela să nu poată trece? Scriptura spune că el nu îngăduie așa ceva. Pentru că Dumnezeu ne călăuzește. Efeseni 5, versetele 26 și 27, mi se spune ca să sfințească, ca să o sfințească, adică Hristos pe biserică, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, și ascultați bine, ca să înfățișeze înaintea lui, adică a lui Dumnezeu Tată, la această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Într-o seară, stând în cameră, au venit copiii și s-au apropiat de mine. Și mi-au spus, te rog să-ți dai jos ochelarii. Și i-am dat. Și s-au uitat în jurul ochilor mei. Și unul dintre ei, la mai mare, s-a uitat, a pus degetul și a tras puțin mai în jos i-a dat drumul înapoi, știam eu ce face el. Iar a tras în jos, iar i-a dat drumul și mi-a spus, tata, tu ești bătrân deja. Dar de ce mă bătrân? Ai zbârcel pe la ochi. Când v aș vrea să vă spun că în jurul ochilor mei era totul bine, frumos. Prea care ar fi soluția? Să aștept pe Domnul, nici într-un caz, alta. Însă ce se explică? N-aș vrea să înțeleagă nimeni că mă adresez într-un mod uh, necorespunzător. Ce înseamnă această cutare, această zbârcitură? Înseamnă că ceva de dedesubt s-a restrâns. Și atunci chelea a început să capete niște cute. Iisus Hristos este Cel care vrea să pună în lăuntrul tău acele lucruri care să-ți dea frumusețea, care să-ți dea acest caracter al desăvârșirii, să-ți dea curățirea, fără pată sau altceva de felul acesta. Prehibiților, integritatea Bisericii este un proces, este un proces, dar integritatea Bisericii se finalizează cu o prezentare înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Știu că noi fugim de cuvântul sfințire, pentru că ne e frică că nu se poate atinge. Prea iubiților, noi nu suntem perfecți, dar suntem perfectibili și fiecare zi ne poate apropia de Dumnezeu. Există o desăvârșire către care trebuie să țintească fiecare credincios. Există o desăvârșire, există acea integritate, acel imaculat care trebuie să ajungă în prezența lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Intenția lui Iisus Hristos pentru biserica lui, în vederea prezentării, este procesul acesta de sfințire. Eu personal mă rog ca Domnul să ne sfințească pe noi și casa noastră. Și mă rog ca Domnul să sfințească biserica Elim în întregime. Prea iubiților, sfințire înseamnă lepădare a lucrurilor care țin de firea pământească, care țin de natura omenească, care țin de aspirațiile timpului. Sfințirea este un proces care se realizează prin relația personală cu Dumnezeu. Și este întotdeauna nu funcție de capacitățile omului, ci este funcție de preceptele Scripturii, de principiile lui Dumnezeu. Sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Preibiților? aș dori în această seară să încheiem părtășia noastră cu acele cuvinte ale profetului, la lege și la mărturie, la scripturi, la sfințire. Biserica lui Isus Hristos are o identitate? Biserica lui Isus Hristos, în slujirea ei, trebuie să-și achite intimitatea? Biserica lui Isus Hristos trebuie să-și înțeleagă sensul existenței sale pe pământ este indestructibilă. Dar biserica lui Isus Hristos trebuie să înțeleagă integritatea. Cred că ajunge, prea iubiților, să ne justificăm, să ne explicăm și este vremea să ne întoarcem la Domnul cu pocăință. Dumnezeu este bun și îndurător. De aceea vă invit să ne ridicăm în această seară din nou înaintea Domnului. Din nou împărtășia bisericii sale, Elim din Atlanta și împărtășia bisericii sale de pretutindeni. Și-aș dori în această rugăciune să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, Sfințește-mă tu după voia ta. Izbăvește-mă tot după îndurările tale. Cât Dumnezeu îngăduie viața pe pământ. Viața pe pământ are echivalentul sfințirii. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Îți spun în această seară. Iubitul meu ascultător, stimați părinți, stimați adolescenți Toți cei care ați venit în și acestei biserici Dumnezeu vrea să ne sfințească Există frumusețe în sfințire Sfințirea nu înseamnă frustrare de drepturi Sfințirea înseamnă eliminarea lucrurilor care îți În favoarea lucrurilor binecuvântate ale lui Dumnezeu Există frumusețe în Duhul Sfânt Există daluri ale Duhului Sfânt Există puterea Duhului Sfânt Care este gata să se coboare peste pop poporului Dumnezeu, un popor care vrea să se sfințească. Haideți în această rugăciune să chemăm numele Domnului. Rugați-vă pentru păstorii bisericii acestea, Domnul să-i sfințească prin puterea cuvântului Său. Rugați-vă pentru familiile acestei biserici, Domnul să le sfințească prin puterea Lui. pe iubiților, suntem o entitate puternică, pentru că cu noi este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Păcatele care ne-au bântuit casele sunt, pot fi învinse în numele Lui Isus Hristos. Tiviri se pot întoarce acasă în numele lui Isus Hristos. O biserică nu este o entitate de oameni care doar așteaptă, este o entitate de oameni care luptă, este o entitate de oameni care biruie numele lui Isus Hristos. Nu știu de câte ori te-ai gândit la varianta aceasta. Nu știu de câte ori te-ai gândit în dreptul casei tale, ca o familie de biruitori, în această seară. Te chem la sfințire, iar sfințirea aduce după ea biruința. Casa ta poate fi o casă a izbânzilor și a biruinței în numele Domnului. Familia ta, persoana ta poate fi așa ceva. Pentru că cel care este mijlocul Bisericii, capul Bisericii, nu este o ființă omenească. Este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care vrea să te prezinte pe tine, alături de cei din jurul tău cu care ai dat mâna în această seară de săvârșit și fără prihană înaintea Tatălui din ceruri, te chem într-o rugăciune în dreptul tău, a casei tale a poporului lui Dumnezeu de aici roagă-L pe Dumnezeu să ne aducă sfințirea și binecuvântarea Lui slăvit să fie numele Domnului, ne rugăm cu toții Măreață, măreață, zi.